În numele de Padre, del Figlio, et Spiritus, Sancti, Amen. Vrei să-ți vorbești, fiul? Nu. Nu știu, părinte. Nu știu dacă tu îmi poți da ceea ce caut. Cei care intră în casa Domnului își găsesc întotdeauna liniște. Nu liniștea o caut. Atunci ce? Adevărul. Adevărul. Chiar dacă aflându-l te va zdrobi, trebuie să-l cunosc. Numai astfel mă pot elibera. Oare ești orb de nu vezi? Surd de nu auzi? Cum de nu știi că tot ce se întâmplă face ca minciuna să fie legea lumii? Cine ești de-mi vorbești așa? Un slujitor, un paznic al unei porți spre alte porți. Cu alți paznici? Cu alți paznici, da. Mai puternici, din ce în ce mai puternici. Văd că ai uitat ce scrie în Sfânta Scriptură Josef K. Cum ne cunoști numele? Trebuia să vii. Te așteptam. Procesul de Franz Kafka, dramatizare radiofonică de Katinka Moskani. Josef K. îl calomniase pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. Ana! Ana! Josef K.? Ce s-a întâmplat? Wilhelm, vino cu s-a trezit. Dar cine sunteți? Ce căutați aici? Mai întâi, bună dimineața. Deși dracu știe dacă e bună dimineața asta pentru tine. Eu v-am întrebat cine sunteți, cum ați intrat? Asta e bună. Pe ușă, n-ai văzut pe unde să intrăm. El e, Franz, asta e? Păi, mai vezi tu altul pe aici? Ana! Ana! V-am îndrumat! Lasă femeile și dă-te jos din pat. Afară! Afară, să ieșiți, că dacă nu... Că dacă nu, ce? Ce? Tâlhari, vagabonzi! Mai zi odată chestia asta și ți-o aplic o directă de dreapta, te las lata. Dar cum îndrăzniți? Auzi, Josef K., potolește-te și îmbrăcarea. Hai! Franz, ia... Auzi, dar nu i-ai spus? Ce? Ai dreptate. Josef K., ești arestat. Ce? Cum? Arestat? Păi da. Pe ce limbă vorbesc? Arestat. Nu, visez. Este absurd. Hai, dă-ți cu apă rece pe față și destăpă-ți urechile. Arestat, băieța. Dar pentru ce? Ce-am făcut? Asta... nu mai e treaba noastră. Tu îmbracă-te. La țoale negre, băiatul, că acuși vine judecătorul. Ce judecător? Cum ce judecător? Judecătorul de instrucție. Doar nu să-ți întocmesc eu actele, nu? Gustărica aia, să nu mai aștepți, ne-a lăsat-o nouă. Dar e o eroare. Eu n-am făcut nimic care să... Lasă. Nevinovat ca un puișor, nu? Hai, dale. Uite ce, băiețaș, vinovat, nevinovat, nouă să nu ne faci greutăți. Te îmbraci? Natoare negre. Ia stați puțin. Ce? Cine v-a trimis? A? Franz? De unde sunteți? Ia la viață, bă. Asta nu înțelege nimic. Ce? Ce să înțeleg? Ce e de... Aha! Idiot ce sunt! E o farsă! O farsă, nu-i așa? Și eu m-am lăsat dus ca un prost! Cine a născocit tâmpenia asta? Cine? Klemper, da? Nu mai el poate avea idei atât de tumpite. Nu, ce l-a apucat? Nu? Nu? A, nu e Klemper, sigur, el n-are atâta imaginație. Hans! Na, nu, Hans e prea obtuz. Odrich! Bineînțeles! Bunul meu prieten Odrich! Cum de nu m-am gândit? Hai, spuneți, n-am dreptate! El l-a trimis, așa-i? Gogomanul ăsta-i plătesc eu lui. Franz! Ia fii atent ce cămașă frumoasă! S-a ajudecat! Ce lăsați acolo? Luați-vă labele voastre murdare de pe lucrurile mele! Ușurel, băieța! Ieșiți afară imediat! Uite ce e! Văd că nu ai priceput nimic. Ce tot îndrugi acolo? Doar ți-am vorbit clar. Ești arestat! Afară! Afară! Și nu lasă cămășile acolo de unde le-ai luat. De ce? Păi tot nu o să-ți mai folosească. Puniați, nenorociți! Lasă-le, vile, n-avem tot timpul, le luăm mai târziu. Dar mie îmi place asta. N-ați dispărut? Ara! Ara! Ce tot o chem pe Ara asta? O fi juncuța aia lăptoasă, Franz. Ara! Ce țâțe are, stau gata să pleznească. De ce te-a pleznit, muierea? Ască, domnulesc, eu las pe mine. Azi? Ție soră sau e povnică? Afară, afară am spus! Hai, Vilem, să-l lăsăm să se îmbrace. Hai, brăgă-ne! Auzi, absurd! E absurd! Auzi, arestat! Idioții! Psst! Da? A, doamnă Grubach. Doamnă Grubach. Cum ați lăsat să intre în casă niște indivizi străini? Vai, domnule. Da, și nu pricep. Ana nu mi-a adus micul dejun. No. Oare nu plătesc totul la timp? Dacă aveți ceva să-mi reproșează, vă rog să-mi spuneți. Domnule Iosef, nu vă supărați. Sunteți chiriașul meu cel mai bun. Păi da, vedeți și dumneavoastră ce timpuri trăim. Dânsi au declarat că sunt de la tribunal și au ordin să vă ridice. Păi, și ați crezut? Păi, nu erau de la tribunal? Nici vorbă, doamnă Grubach, nici vorbă. Colegii mei de la bancă mi-au făcut o farsă. Știau că astăzi este ziua mea și știți cum sunt. Ai, slavă Domnului! Nici nu știți ce frică mi-a fost. Doar nu v-ați închipuit că eu aș putea să... O, nu, sigur cum o să mă închipui. Un om atât de delicat, de citit, de serios, totdeauna punctual cu chiria. Nu, sigur, dar ziceam și eu că mai știi cum cade năpasta peste om. Vă rog să mă iertați, domnule Iosef. Ha, și pe Ana să o iertați. De azi înainte chiar eu să vă aduc gustarea de dimineață. Doamne, ce bine că n-a fost nimic. Mi-ați luat o piatră de pe inimă. Domnișoara Bürstner e acasă? Domnișoara... Nu. Aveați vreo treabă cu ea? O cunoașteți? Nu, prea puțin, doamnă. Așa, din vedere. Însă-mi spuneam că... Să te pomenești în casă cu niște mutre ca astea, mă temeam să nu fi speriat, știți? Pe domnișoara Bürstner nu se speria de bărbați. Știți, cred că nici n-a dormit azi noaptea acasă. Că nu e. Și n-am văzut-o plecând de dimineață. Da, mai știi. Să vă spun drept, eu nu i-aș fi închiriat camera dacă... E secretară, mi se pare, da? Ce secretară? Dactilograf acolo. Mă rog, cel puțin așa mi-a zis. Oricum, mai bine că n-a dat ochii cu ăștia cu...